fost prea plăcută, nu știu, revenirea ta de data asta ca adversară? Așa este, nu a fost foarte plăcută, că a fost diferența aceasta mare pe tabelă care s-a văzut la finalul jocului. Îmi doream să jucăm mult mai bine, dar ca noi trebuie să ne vedem greșelile, să ne concentrăm pe viitor și să ne concentrăm foarte mult pe meciurile care trebuie să le câștigăm cu adversarii pentru salvarea de la retrogradare. Tragic, s-a văzut destul de bine acest loc. Da, așa este, încercăm să jucăm toate, nu neapărat eu sau anumite fete din echipe, toate. Vrem ca cu o jucătoare nu poți să câștigi un campionat, trebuie să joace toată echipa bine și asta trebuie să ne concentrăm foarte mult, să fim toate puse în valoare. Vă puteți salva? Eu zic că da, am încredere în echipă și sunt convinsă că după întreruperea aceasta de campionat vom arăta altă față, mai ales că avem și un meci acasă cu Bistrița. Anul trecut, fiind în Târgoul Craiovei, echipa de atunci a terminat pe 4. Cum le vezi acum? Au șanse, nu știu, la locul 2? Se spune că ar fi singurile care ar putea pune probleme ce să ne aibă. Așa este, o echipă foarte bună cele de la Craiova, așa cum am spus și în interviurile dinaintea partidei. Sunt foarte bine poziționate pe posturi, sunt foarte omogene, au jucat, sunt de mult împreună, care lucrul ăsta se vede că sunt foarte omogene, le doresc baftă în continuare și să-și îndeplinească obiectivul. Mulțumesc!